Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le plinești, bestierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. Este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine într-un numele Domnului, Mătrânăscătoare de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoșii și smeriții, să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului. Stăpân, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor. Nu-ntoarce pe robii tăi, deșez că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale, noi nevrednici. Că de n-ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintr-o atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi, pururea dintr-o toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea
și de păcatul meu mă curățește, că fără grece mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une am greșit și rău înainte te-am făcut așa încât, drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunei tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtoși decât zăpadă mă voi albi. Auzi, lume, vei da bucurie și veselie, bucurați-vă, oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat. Ardele de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată răsătoare, Dumnezeu, ca să nu fim cei ce îndrăjim într-o tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru și ție slavă, ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Și în vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător, ci te întoarce suflete către pocăință, ca păcătoasa care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, Cel ce a revărsat cu curgeri mari izvorul tămăduirilor, în biserica cea prea curată a Fecioarei, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin stropirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre. Când cântăm noi cântarea cea îngerească, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Să luăm aminte pace tuturor. Și Duhului Tău, Domnul, este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați atunci când zice, spune voi fraților mei numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși, întrânsul îmi voi pune nădejdea mea și încă o dată, iată eu și prunce pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce prunce s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el am împărtășit acestea ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și ca să îi izbăvească pe aceea pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Căci nu a luat nici cum fire de îngeri, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit, el însuși fiind ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute.
pace ție, binevestitorule. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Cu înțelepciune vrei să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scălătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pitvoare. În acele pitvoare zicea mulțime multe de bolnavi, orbi și obuscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din vreme în vreme scălătoare și tulbura apa, și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos. Ori de ce boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pace de Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru Dumnezeu, Vasile, Febronia, Adrian, Cătălina, Aurelia, Remus, Ionus, Florin, Elena, cu fii și nepoții, Leana, cu fii. Pentru sănătatea, scurul ajutorul și mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cauza să se sfințească apa această puterea, lucrarea, pogorârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cauza pogorârea apa aceasta cu lucrarea curățitoare a treimii celei mai presus de fire, ca să fie apa aceasta tămânitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoare a toată puterea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casă să fie de harul izvorii și binecuvântare Iordanului, pentru toți cei care devințe de ajutor și folosință de la Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi culminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate fi și moștenitor ai împărăției sale, prin gustare și trupire cu apa aceasta, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casă, miluiește-ne, cazul, mânia, primejdea și nevoia apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! De la Sfânta, curată, vre binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne Dumnezeu nostru, cel mare într-o sfat și minat un lucru făcutora toată făptura văzută și nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta, celor ce te vezi pe tine și păzești poruncile tale, cel ce primește lacrimile de umilință ale tuturor celor din nevoie pentru aceasta, vine din chip de rob, nu cu nălucire înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos de acum, să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut-o sănătos. Și poruncind să se spere prin cuvânt, ai făcut să se zălășlească lumina. Cel ce oprești valurile patimilor potrivnice, potolești marea sărată acestei vieți, îmblânzești porurile greu de purtate ale plăcerilor însuți, iubitoare de oameni împărat. Cel ce ne-ai dat în nou să purtăm veșmul luminat ca zăpada din apă și din duh, și acum de mine harul preasfântului, de viață păcătorului tău, Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum de mine harul preasfântului și de viață păcătorului tău, Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață păcătorului tău, Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și prin gustare și trăbire cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta care spală virenciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bună și tămăduiește cu mila ta bolile noastre sufletești și trupești, pentru că cele prea curate pe binecuvântate. Slăvite-i stăpânii noastre, Dumnezeu născătoare și pururea Fecioare Maria, puterea cinstite și de viață vorbitoare Sfintei Cruci, cu folosintele cinstitelor cerești și ne trupești puteri, pentru că cele cinstitelor Măritului Proroc înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan,
ale Sfinților Măriților și Întrutorilor Dumnezeu Apostol, ale Sfinților Măriților Făcători de Minuni, Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian Chir și Oamă de Moșe, Moraie, Samson și Deomit, Mochi și Anichită, Taleleu și Trifon, ale Sfinților Preacuvioși de Dumnezeu Prădător, Părinții noștri, Grigorii de Cabolită, Nicodin de la Tisman, Dimitri cel Nou, Visarion și Sofroni, ale Sfinților Orte, o pomenire să vășim astăzi, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților Tăi, și păzește-i, Doamne, pe drept credincioșii robii Tăi, ce sunt de față, Vasile, Febroni, Adrian, Cătălin, Aurelia, Demis Ionus, Florin, Elena, cu fii și nepoții, Ileana, cu toți ai caselor lor, dăruindu-le sănătate sufletului și trupului și împlinind toate cele de trebuință, oștii acestea creștine, care slujește ție și fie într-o toate milostiv, adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia drept credincioșilor care te învață cuvântul adevărului Tău, de tot ce nu preoțește pe lucrurile și de mântuirea lor, adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăște, cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujește și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate pe cei nu s-au întâmplat aici, și de cei ce au poruncit nouă nevrincilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeule, și Ție slavă să înălțăm. Împreună și cel părinților Tatăl Părinte, Preasfântului Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor, capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ție, Doamne, Sfințirea sufletelor și trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinăciune să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care te-ai binevoit, a intrat sub acoperământul vameșului Zaheu și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui însuși și acum. Păzește-ne vătămați de toată răutate pe cei ce voiesc a locui aici, Vasile, Febronie, Adrian, Cătălin, cu toate caselor. Și aduc ție rugăciuni prin noi nevrednicii, binecuvântându-i pe dânsii și casa aceasta și păstând totdeauna viața lor nebântuită, dăruindu-le cu îndestulare toate bunătățile Tale spre folosul în binecuvântarea Ta, că Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu cele înalte locuiești spre cele smerite privești. Cel ce-i binecuvântat casa lui Laban prin intrarea lui Iacob, casa lui Putifar cu venirea lui Iosif, cel ce-i binecuvântat casa lui Aviadar prin aducerea în ea chefuturi legii, și în zile venirii Tale într-un Hristoasă, Dumnezeu nostru a dăruit mântuire casei lui Zaheu însuți, binecuvintează și casa aceasta și cu frica Ta întărește pe cei ce vor locui aici, Vasile, Febroni, Adrian, Cătălin și toți ai casei lor. Păzindu-i nevătămați cei potrivnici, trimițându-le binecuvântarea Ta din înălțimea lătașului Tău și binecuvintează și mulțește toate bunătățile în casa aceasta. Amin. Că Ție ți se cuvine anii milui și anii mântuii Dumnezeul nostru și Ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, caut acum cu milostivire spre rugăciunea mea, a smeritului și nevrencului Tău slujitor și trimite harul preasfântului Tău Duh peste undelenul acesta. Amin. Și îl sfințește să fie spre sfințirea locului acestuia și acasă zidite de el spre alungarea tuturor puterilor potrivnice a bântuierii diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păsește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și fii
binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește-mi și cu crucea ta păzește-mi pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește-mi și cu crucea ta păzește-mi pe poporul tău. Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, trecând păcatele noastre și dând tămăduire celor ce cu credință primesc binecuvântarea ta prea curată. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână, stăpână, primește rugăciunile.